Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Avem multe, multe, multe evenimente interesante care s-au petrecut, se petrec ieri și astăzi. În primul rând este Ziua României, la mulți ani în România. În al doilea rând, Dan Petrescu nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj. Dat afară, mă rog, forțat cumva să plece, până la urmă de ochii lumii cele două părți au reziliat de comun acord. Neluțu Varga nu l-a mai vrut sub nicio formă pe Dan Petrescu după ce acesta a pierdut în 16-mile Cupei României cu Polia și 0-1. Se vorbește despre Adrian Mutu că s-ar fi înțeles deja cu Varga și ar putea fi noul antrenor al CFR-ului, dacă totuși federația nu-l va lăsa pe selecționerul de la tineret să plece. Vasile Miriuț ar putea fi interimar până în ianuarie, timp în care clujenii ar căuta un nou antrenor. Nicolae Grigore, conform prosport.ro exclusiv, este noul antrenor al Rapidului, s-a înțeles într-un final cu giuleștenii și va ține antrenamentul de astăzi. Din câte știu eu, va fi și director tehnic Viorel Hizo, o altă revenire interesantă la Rapid. Discutăm despre toate acestea cu fostul fundaș al celor de la Steaua, era cred că Steaua pe atunci, și Poli Timișoara, Sterian Stancu. Bună dimineața, Sterian, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața și la mulți ani România, în această zi specială pentru noi. Era da, Steaua, nu? Era Steaua pe vremea aceea. Ce da. Vremuri, nu? Da. Jucai cu Steaua pe piept. Cu Steaua pe piept, în Ghencea. Exact. Cu foarte mult suporteri. Tu ai prins, exact, ai prins grupe europene, ai prins meciuri da. Mari, istorice. Vreau să te întreb altceva. Pentru tine, sincer, ce simți? FCSB este Steaua? Sau CSA este Steaua? Eu nu aș vrea să cadă nicio latură, nici cu unii, nici cu alții. Mie îmi pare foarte rău că s-a destrămat cele două entități, să zic așa. Ar trebui să fie una singură. Da. Pentru că ar fi mult mai puternici și mult mai, nu știu, o forță și în Europa, dacă da. Stai să mă întrebi pe mine. Da, dar știi că tu dacă o să spui, de exemplu, domne, amândouă sunt, nu știu ce, dacă validezi cumva și CSA, ești în ingrata poziție în care practic îți ștergi ție Steaua de pe piept și spui că ai jucat la FCSB, nu la Steaua. Păi nu, Steaua pentru mine eu am jucat la Steaua. Deci FCSB e Steaua pentru tine, că n-ai cum da. Să pui problema altfel. Practic nu prea ai cum, pentru că domnul Gigi Becale, cel care finanța în momentul acela... Da. Steaua acum este FCSB. Eu nu zic că și Armata nu a făcut parte din acel proiect. Nu neapărat, poate, nu prin banda, oferind stadionul, oferind baza de antrenament și toate alea, automat erau și ei cu o parte, să zic. Îți dai seama că acum, în momentul de față, ce povestești tu, care era cumva normalitate, să te antrenezi în Ghencea, să joci pe Ghencea, a devenit acum un lux incredibil pentru echipa despre care se spune că este Steaua, cea din Liga 1. Da, și tocmai de asta spun, pentru că dacă ar fi împreună, s-ar găsi o modalitate amiabilă de a reveni cele două părți la o înțelegere, la, nu știu, să se reunească. Nu cred că se mai poate, sincer. Da, nu știu de ce și în ce fel nu... Păi spun eu, pentru că s-a acționat în instanță din da, partea CSA cunosc. Și acum nu mai poți, și să zicem că se întâlnesc, zic, gata, domne, batem palma să colaborăm. Acel proces trebuie să meargă până la capăt, procesele intentate de Talpan în care se cer despăgubiri și așa mai departe. Da, știți care e problema? La noi în România, când un lucru funcționează foarte bine, da. Se găsesc oameni care vor să distrugă. Și cred că cei din conducerea armatei sau cine da. Au văzut... Da. Talpan, de fapt, Florin da. Până la urmă, domnul Gigi Becale, dacă a făcut ceva... A făcut tot cu acordul lor, că nu putea normal. Singur. N-a luat-o cu japca. Adică a plătit niște bani, da. Nu știu exact da. Condițiile, dar tot cu acordul lui, asta vreau să spun. Tot problema cu acordul e lor. Mai complexă, nu vreau să intrăm foarte mult în detaliu, dar eu înțeleg și partea celor de la CSA, pentru că, din punct de vedere legal al actelor, este clar. Pentru că au dreptate, da. Cumva. Dar, atenție, nu e vina lui Gigi Becali... Că actele nu au fost făcute cum trebuie, pentru că au semnat cei care patronau în acel moment Steaua, au semnat actele de transfer. Problema e alta. În momentul privatizării au fost multe probleme. Uite ce probleme are Craiova. Pentru că și Craiova lui Mititelu, mulți spun, stai domne, care de fapt palmaresul de prin 93. Da, nu... sunt complicate. Sunt foarte complicate actele și... Exact. Nu știi sigur. Așa cred că cumva a pățit și Gigi pe care ceva da. De genul ăsta. De ce nu se ia și partea bună? Că Gigi la... momentul respectiv când au făcut chestia asta, din câte mi-aduc eu aminte, a salvat cumva. Păi da, erau Steaua. Datorii foarte mari. Adică erau datorii foarte așa. Mari, a venit omul cu bani, nu știu de unde, nu mă interesează, și i-a băgat în fotbal. Așa este. Și omul, așa cum a crezut el, a făcut Steaua. Așa este. A
a crescut brandul, să zic așa. Nu l-a tras în jos. Nu, ei spun, cei de la CSA știi ce spun? Doamne, te-ai folosit de brandul Steaua, ai avut notorietatea Stelei prin performanțele făcute de Steaua înainte de 2003, așa, când a luat clubul. Și tu ai câștigat din marketing, ai câștigat din... Okay. Mă rog, scorul UEFA și așa mai departe pe care l-a avut echipa. Okay. Pe de altă parte, cum spui și tu, dacă Gigi Becali nu băga bani, probabil că echipa nu mai exista. Nu știm ce să alegem. Exact, exact. Nu știm. E foarte greu de analizat. Eu întotdeauna m-am ferit să țin partea unei entități. Dacă mă întreb la modul general și nu vorbim de Steaua sau CSA Steaua sau FCSB, vorbim de o situație similară, eu tind să consider echipa adevărată cea care n-a plecat niciodată și a continuat linia istorică. Uh-huh. Pe de altă parte, uite cât de complicat e și la Craiova. Foarte ce complicat. Problemă ai. Te trezești cu o echipă nou înființată și invitată în Liga a doua, dar care ar avea brand-ul. Da, nu știu. E complicat. Da, sunt niște legi care, nu știu, pentru unii sunt avantajoase și îi ajută foarte mult și pentru alții... Păcat. Și cel mai mult cred că suferiți pe lângă suporteri. Suporteri. Care, da? Nu, dar eu zic că în primul rând și noi. Și voi foști jucători, pentru că mă uitam și la Nicolae Dică. Spunea, domnule, stați un pic, ce vreți să-mi spuneți? Că eu n-am jucat la Steaua sau ce? Exact. Asta, suntem într-o situație ingrată, să zic așa, pentru că, pe de o parte, suporterii care sunt cu CSA, sunt toți suporterii care au venit alături de noi și ne-au susținut la meciuri, și cei care sunt cu FCSB e același lucru. Numai că acum s-au despărțit. Unii zic că FCSB, unii că CSA. Dar și eu cu cine să țin? Te întreb altceva. Crezi că în timp se va stinge cumva această idee că FCSB e Steaua? Cred că da. Știi ce te întreb? Pentru că, uite, mă uit la toată lumea din fotbal și noi, în emisiuni, intră oameni, toți oamenii de fotbal, 90% dintre ei spun Steaua. Noi la trebuie FCSB. Să colectăm, stai că e FCSB. Da, mă rog, cum spuneți voi, pentru noi e Steaua. Majoritatea spun chestia asta. Da. Crezi că se va stinge? Se va stinge la un moment. Da? Bine, și dacă avansează CSA Steaua și ajunge aproape de Liga 1, se vor muta toți suporterii. Și uite că vor juca și în Ghencea CSA. Gigi Becali a mai greșit din punctul meu de vedere că s-a certat cu marile glorii ale clubului și toți s-au dus alături de CSA. Da. Victor Pițurcă se vorbește chiar că ar putea să devină patron, pentru că știi că un club departamental are nevoie și de un privat care să bage bani. Tot ce e posibil. Îl știți pe Gigi Becali și... Tu ai avut probleme cu Gigi vreodată? După ce am plecat. Probleme, nu pot să zic că sunt probleme. Hai să spunem schimb de replici. Da, după ce am plecat de la Steaua, atunci Steaua, m-am dus la Timișoara și aveam meci direct cu ei în Ghencea și domnul Gigi a dat o declarație înainte de meci că, păi cum să vină ciurucurile alea care le-am dat eu la Timișoara să vină să mă bată pe mine în Ghencea. Era vorba despre mine și despre Bădoi, care plecasem de la Steaua și ne-am dus la Timișoara și ei se băteau la titlu. Atunci și noi eram rău. Cred, da. Și în meciul acela eu am dat pasă de gol, Bădoi a dat gol. Și am încurcat. Cât s-a terminat? 2-0? 2-2. A, 2-2. Da, dar i-am încurcat. Te-a deranjat? Logic că m-a deranjat. Eu n-am o problemă cu nimeni, atâta timp cât nu mă atacă fără motiv. Da, bine, fără să zic nimic. Gigi Becali, într-adevăr. Și după meci am dat și eu replica. Ce ai zis? Că nu mai țin. Nu, i-am zis ceva foarte. I-am zis ciurucurile. Ciurucurile și-a făcut mai bun decât echipa ta. Da. Bun, hai să vorbim un pic despre actualitate. Spre final mai mergem să povestim despre cariera ta. Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. E momentul potrivit să plece sau crezi că s-a făcut o greșeală? Dan Petrescu știe foarte bine ce face și... Dar atenție, n-a fost alegerea lui. Da, forțat. Nu știu, dar de când a început campionatul el tot spunea că nu e mulțumit, ba de lot, ba de mai multe chestii, nu știu, interne, bănuiesc, cu conducerea și el știe când scoate tot din jucători. Și e adevărat că el chiar a scos maxim din jucătorii CFR-ului și jucătorii resimt cei 3 ani petrecuți cu el. Cu el, pentru că e dificil. Și el a spus și el a zis și știi, este un consum foarte mare psihic când lucrezi, când ai un antrenor ca Dan Petrescu. Tu l-ai avut la Sportul în sezonul 2004-2005, dacă nu mă înșel, când ai jucat 30 de meciuri în campionat. Da. Bun, discutăm despre asta, dar hai să vedem ce a spus Dan Petrescu în mesajul de la revedere. Preună cu clubul am decis astăzi rezilierea contractului pe cale amiabilă, ca să oprim orice speculație. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine, ca în acest moment... fiecare să meargă pe drumul lui.
Aș vrea să mulțumesc clubului CFR Cluj pentru acești 3 ani minunați petrecuți împreună. Sunt mândru, mândru și fericit de tot ce am făcut aici în acești 3 ani. Aș vrea să mulțumesc, cred eu că în primul rând, patronului CFR Cluj, care a avut încredere în mine și m-a ajutat în toate momentele, indiferent care au fost ele, bune și rele. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor jucătorilor care au fost minunați în acești 3 ani, pentru cum se știe, eu sunt un antrenor mai dificil și ei au reușit să mă suport așa de mult. Eu plec cu capul sus de la Cluj, sunt fericit de ce am ce realizat și într-o zi sper să mă întorc să antrenez, de ce nu? Viața de antrenorat încă sunt tânăr, cred că mai pot să antrenez mulți ani de acum încolo și în momentul ăsta îmi doresc o vacanță, o mini-vacanță dacă pot. În același timp sunt un antrenor liber care, e clar că dacă apare ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc eu pe mine, e posibil să o accept. Dar cred că cel mai important e să mă liniștesc și să mă gândesc și la mine în această perioadă, pentru că în această perioadă cred că am dat mai mult clubului decât mie și familie. Am stat foarte mult la club. Dan Petrescu spune că este un antrenor dificil și te întrebi pe tine. Bine, tu l-ai prins în, mai la începutul carierei de antrenor. Da. Era tot așa agitat, înjura? Da. Da, e un antrenor coleric și pune presiune nu doar la meciuri, pune presiune la primul minut al începerii antrenamentului. Da, se vorbește despre faptul că, știi cum e, că noi ziariștii vorbim cu fotbaliștii, da, neoficial și aflăm multe lucruri. Înțeleg de la cei de la CFR Cluj că nu-l mai suportau efectiv, că au ajuns cumva la o suprasaturație. Asta încercam să spun, că uzura psihică se acumulează și la un antrenor ca și Dan Petrescu se simte în ani, 3 ani. La sportul cum era? La fel. Ai avut vreun moment în care să zici, bă, dar nu mai suport, mai lasă-mă în pace? Nu neapărat în față, ci efectiv tu cu tine. Nu neapărat, nu. Nu, pentru că nu l-am prins 3 ani, adică n-a stat la noi 3 ani. Eram la început. Te-a încărcat și da, după. Da, noi eram copii. E adevărat că după ce a plecat Dan Petrescu, nu știu dacă vă amintiți, a venit Gigi Mulțescu. Și a fost cu gașca nebună din regie. A fost senzațional. Incredibil, da? Adică pregătirea care am făcut-o cu Dan Petrescu a fost una, nu știu, cred că una dintre cele mai grele pregătiri fizice care am făcut-o, da, pe toată cariera mea de antrenor, de jucător. Și seriozitatea și, nu știu, trebuia să dai totul la fiecare antrenament, adică nu exista. Cum vedea că o lași puțin mai moale, era clar că nu mai joci. Dar era vreun fotbalist la sportul care să nu accepte atitudinea lui Dan Petrescu, să spună, bă, dar lasă-mă pace cum vorbește așa cu mine sau ceva de genul? Au mai fost câțiva. Da? Dar și-a revenit. Cine? Mazilu sau? Nu, Bălan. Bălan, unul dintre ei. Bălan, da. Varga a fost unul dintre ei și s-au potolit pe parcurs. Adică da, i-au răspuns la antrenament? Nu i-au răspuns la antrenament, dar prin reacțiile lor și astea arătau că nu sunt de acord. Și și el cum reacționa? Mai rău sau îi lăsa? Nu, excludea din lot. A, da? Da. Tare. Da. Bălan chiar a avut o chestie de genul ăsta. A avut-o grea, cum se spune. Da, cred că vreo 2 meciuri n-a fost inclus în lot. După aia pentru că a comentat. Da. Și după aia și-a revenit și a fost unul dintre cei mai buni mijlocași din țară. Și Varga la fel. Din câte mi-aduc, Dacian chiar a fost în, să zic, vârful carierei lui cu Dan Petrescu și la Shakhtyor, în Rusia, la Krasnodar. La Krasnodar. Da, a avut perioada cea mai bună din cariera lui de... E adevărat. Și a făcut și niște bănuți, într-adevăr. Da, de fotbalist sub comanda lui Dan Petrescu. Din punctul tău de vedere, despre că este momentul potrivit. Înseamnă că teoretic cine vine acum, dacă acești fotbaliști sunt supra-solicitați psihic de Petrescu, teoretic oricine ar veni și lasă relaxați un pic, va avea rezultate pentru că echipa e pusă pe picioare și va funcționa. Este un echilibru și în relaxarea asta, că și prea multă relaxare. Nu total, normal, nu. Dar dacă vine un om care nu are chiar acest tip, probabil că va fi bine. Deci din punctul tău de vedere, CFR-ul își va reveni după această sincopă de formă? Acum depinde și ce antrenor vine. Se vorbește de Adimut. Cum se pare varianta asta? Nu e cam rapid pentru el trecerea de la... Nu știu ce să zic. Și Iordănescu a venit tot așa într-o perioadă de început la CFR și nu știu motivele, nu a rezistat. Păi zic eu. Adică s-a scris și a și recunoscut Teddy Iordănescu la meciul cu, nu mai țin minte exact de ce meci, a sunat... Au fost eliminați de o echipă
Da, de Dudelange. Dar nu cred că la meciul ăla, nu știu dacă la meciul ăla sau la altul. Mă rog, cert e că a sunat patronul Neluțu Vargal la pauză, pe directorul sportiv, și a spus să-l scoată pe Arlauschi din poartă, să-l bage pe cealaltă portar. Iar Edi Iordănescu știe toată lumea, e imposibil să-i impui vreo... Nu știu dacă s-a întâmplat ceva așa asemănător cu ce a făcut domnului Iordănescu, dacă s-a întâmplat cu Dan Petrescu, vă zic sigur că nu merge. Eu de asta nu înțeleg. De ce cu un antrenor poți să fii așa și cu altul încerci tu să te bagi? Dar uite, ca drept dovadă și tot respectul jos pălăria din punctul meu de vedere pentru Edi Iordănescu. 100%. Acest tip de antrenor trebuie susținut, antrenorii trebuie să se impună să fie preși pentru patroni. Clar. 100%. Scurta mea experiență de antrenor, eram și jucător la Balotești. Da. A venit la fel. Președintele la un... Cine era președinte? Gulie. Așa. Liviu Gulie. Înaintea meciului cu Rapid, de acasă, de la noi, era meci televizat, vine la mine și la Pătrașcu, că eram amândoi, Bogdan Pătrașcu. Da. Bă, vreau să nu-l băga și mie. Bă, era un copil. Nu pot să zic că ne-a ajutat foarte mult copilul. Eram obligat să jucăm cu unul sau doi copii în teren. Și i-am zis, ok, dar dați-mi un motiv de ce să-l băgăm. Că așa vreau eu. Ok, așa vreau și eu să nu-l bag. Serios? Da. Bun. I-am zis, vă mulțumesc frumos. Și ai plecat? Da, am plecat. Ne-a rugat, ne-a sunat pe drum, vină, stați pe bancă, la meciul ăsta. Foarte bine, jos pălăria, tot respectul. Așa trebuie să... Dar nu pot să fiu altfel. Și de asta nu sunt acum undeva. Să antrenez. Nu zic că nu. Tu ai toate licențele în afară de pro, pardon. În afară de pro, am licența. Ai licența. Eu nu zic că nu aș putea să fiu. Aș putea să fiu, dar nu pot să fac niște compromisuri de genul. Și știu că se practică în fotbalul românesc. Crezi că ai bagajul de cunoștințe astfel încât să... Nu pot să zic că am o experiență foarte... Nu, dar, nu știu, poate nu principal, dar secund la Liga 1, cred că te simți pregătit. Da, 100%. Asta mi-aș dorea, asta ar fi idealul meu, zic, să pot să fiu lângă un antrenor cu experiență, să pot să acumulez de la el, să învăț cât mai multe lucruri de la el, dar în același timp să mă simt și implicat, adică să pot să vin și eu cu un sfat, să pot să mi-aduc și eu aportul. Mie, până la urmă, asta mi se pare normal, că trebuie să și facă un secund. Da. Să-l ajute pe principal acolo unde nu vede. Că unde se întâmplă să nu vezi când ești implicat direct. Corect. Da. Mă rog, tu acum predai acum, la British School, nu? Sunt fotbal. La British School, da. Inițial am fost antrenor de fotbal, doar la cluburile de după, opționale, să zic așa, după ore. Și după un an, oamenilor au fost încântați de mine și mi-au propus să intru și în programul normal de școală de 8 ore. Așa. Să fiu profesor de sport. A, și predai și teorie? Nu teorie, practic la British. La British toți profesorii sunt străini. Așa. Vorbitori materni de limba engleză sau de, nu știu, dacă predă franceză, e francez. Da. Noi românii nu putem fi profesori, decât asistenți de profesori. Și asta sunt eu, asistentul de profesorilor de sport. Ah, interesant. Deci și profesorii de sport vorbesc în engleză și tu ești asistentul lor ca, nu știu, specialist pe fotbal, să zicem. Da, ceva de genul. Am înțeles. Și Liviu Ganea parcă e cu tine și acolo. Și Liviu Ganea este. La fel, el a activat doar la cluburile de opționale de fotbal. Acum, în perioada asta, știm foarte bine, sunt închise toate activitățile de genul și... Scuză-mă că te întrerup, este Marius Șumudic alături de noi. Bună dimineața, Șumi! Bună dimineața! Bună dimineața, ție și invitație! Felicitări, aș zice, că înțeleg că ești pe lista scurtă de la CFR Cluj. Nu știu de unde, nu știu de unde vin informațiile astea. Nu, eu am fost întrebat aseară într-o emisiune dacă aș fi interesat să mă întorc în România și am spus că oricând sunt interesat să mă întorc în România și sunt câteva cluburi care îți conferă această posibilitate de a te lupta la trofee, ceea ce pentru un antrenor este primordial, cred. Ok, eu sunt sub contract, sunt aici în Turcia, din punct de vedere material este incomparabil, sunt foarte bine, dar e foarte greu să fac cu Gaziantep ceea ce aș putea să fac cu o echipă care se bate la titlu sau la cupe europene. Da, Șumi, dar pe de altă parte, având în vedere că tu ai o cotă foarte bună în Turcia în momentul de față, nu ți-e frică cumva că ai putea fi privit la nivel de fotbal european, că ai făcut un pas înapoi? Nu, atâta timp cât ți-am zis, singura deviza mea în momentul de față era că mi-e foame de trofee, de performanță. Da. Vreau să-mi aduc aminte de perioada de la Astra, unde eu la Astra am jucat Champions League, am jucat Europa League, am ieșit din grupe, am scos West Ham United, am ieșit dintr-o grupă cu Roma, cu Pilsen și cu Austria Viena,
Adică meciurile alea îți dau totul. Cred că este ceea ce își dorește un antrenor. Iar când joci cu titlul pe masă, când am luat Supercupa, sunt lucruri care te împlinesc în carieră. Iar lucrul ăsta eu nu pot să-l realizez acum, cu tot respectul pentru Gaziantep și pentru jucătorii mei. Adică eu cred că am făcut foarte mult anul trecut cu o echipă nou promovată să termin pe locul 8. Anul Dar și în sezonul ăsta. Foarte bine mergeți. Sezonul ăsta suntem pe locul 6. Noi ultimele 19 meciuri n-am pierdut decât unul în deplasare la Galatasaray. Sunt neînvins acasă din 18 ianuarie. Am 320 ceva de zile de când n-am pierdut pe teren propriu, ceea ce nu s-a întâmplat la nicio echipă din Turcia. Deci sunt niște lucruri și niște borne care, ok, îți dau o satisfacție aparte în momentul de față, dar e greu cu Gaziantep să fac ceva mai mult decât am făcut. Adică tu vrei în Europa, vrei trofee, vrei campionat, mi se pare firesc. Adevărul e că tu în toată cariera ta nu prea ai avut parte de cluburi stabile financiar în care să zici, da, domne, am toate condițiile să pot să performez. Și asta a fost problema, asta a fost. N-am avut șansa să lucrez la... Eu și la Shabab, când m-am dus anul trecut, am luat Shababul de pe locul 11 și l-am dus pe locul 5 la un punct de Champions League al Asiei. Da. Și cu cea mai bună apărare din campionat. Anul ăsta ei au investit de 5 ori cât au investit cu mine. L-au adus pe Banega, dau un exemplu, de la Sevilla. Au adus jucători și n-am avut șansă să am o echipă mare, așa, să am o echipă pe mână. Eu am făcut echipă mare la Astra. Am făcut o echipă bună la Astra. Aminte că aveai vitaminizarea cu anticârcelug. Exact. Dar nu mai contează acum. Ne tăiam șampierele să ne facem căciuri. Dar nu contează. Și am spus că orice antrenor și-ar dori, probabil, eu, să fiu sincer, în momentul de față, oricând mi-aș dori să lucrez la o echipă cu pretenții gen CFR Cluj sau Universitatea Craiova, unde ai toate condițiile. Adică Universitatea Craiova tot la fel îți conferă toate condițiile. Asta nu înseamnă că mă autopropun, că citesc o felul de comentarii idiote sau un fel de fel de oameni care spun că eu mă autopropun să vin în România. Băi, oameni buni, nu mă autopropun. Eu sunt sub contract în momentul de față și dacă vreau să continui în Turcia, continui an bun în Turcia. N-am niciun fel de problemă. Dar la un moment dat am 49 de ani. Mi-aș dori și eu să mai fac ceva, adică din punct de vedere al performanței. Da. Ok, și asta e o performanță mare, să termin în primele ori cu o nouă promovată. Toată lumea mă apreciază. Sunt singurul antrenor străin din Turcia în momentul ăsta. L-au dat și pe Prosinețchi afară de la Denizli. Am rămas singurul antrenor străin. E, pentru mine e o mândrie, e ceva extraordinar. Ai de ce să te mândrești și noi te felicităm, știi foarte bine că te apreciem. Însă, într-adevăr, parcă e păcat de talentul tău să nu mai adun trofee. Da, nu că știu. Banii ai adunat, asta să mă ierte Dumnezeu, ai făcut la bani. Asta am spus, nu sunt eu. La mine banii sunt pe planul 2, nu asta e problema. Dar oricum am o situație materială care nu mai am probleme în momentul de față și mi-a ajutat Dumnezeu. Problema este că eu nu, am spus-o aseară și încă o dată repet. Eu n-am avut nicio discuție cu CFR Cluj. Pe mine nu m-a căutat nimeni de la CFR Cluj în momentul de față. Da. Pur și simplu... Ai fost întrebat. Da, exact. Am fost întrebat dacă aș veni la CFR Cluj. Atâta tot. Eu am înțeles că s-au înțeles cu... Scuzați-mă, am înțeles că au bătut palma cu mutul sau ceva de genul. Lucrurile sunt complicate acolo, Șumii, pentru că federația nu vrea să-l lase chiar atât de simplu pe mutul să plece. Și ai văzut și tu cazul Nicolae Grigore, care e secundul lui Mutu, de-abia astăzi a reușit să ajungă la Rapid. Că vom discuta și despre asta. Nu pleci chiar atât de ușor de la FRF. Nu știu, eu, indiferent ce decizie vor lua, le doresc baftă, dar Dumnezeu să facă rezultate. Pur și simplu a fost o situație de moment, fiind întrebat de lucrul ăsta și fiind întrebat și de dacă continui la Gaziantep. Lucrul acesta a fost și este al doua problemă pe care m-a deranjat, pe mine m-a deranjat. În momentul în care eu am făcut ce am făcut la Gaziantep și până în momentul de față, practic n-au venit să discute cu mine, având în vedere că mai sunt 5 luni de contract, este normal să iau un calcul orice altă ofertă. Normal. Adică nu o să stau să aștept acum Gaziantepul până la Dâns Bătrâneți. Normal. Dar asta e altă situație, este situația mea contractuală de aici. Mai am 5 luni de contract, le respect cu sfințenie și vom vedea ce se va întâmpla. Da. Șumii, Nicolae Grigore va susține antrenamentul de azi de la Rapid. Cum ți se pare această variantă? Dar nu-l cunosc prea bine ca și tehnician, nu știu ce să spun. L-am avut coleg, l-am avut jucător,
pe urmă, când am fost antrenor la Rapid, dar este un tip cerebral așa, un tip echilibrat. Dar nu știu, nu pot să mă pronunț în calitățile lui de antrenor sau nu știu. Până acum n-a activat ca și antrenor principal, da. Și nu pot să-i pun o etichetă și nici n-ar fi frumos. Și îi doresc baftă și să-i dea Dumnezeu să facă performanță, fiindcă este echipa care iubesc și echipa care îmi doresc să ajungă în prima ligă. Așa că văd un tip echilibrat, inteligent, un tip care cred că a acumulat destul. Pare că s-a mai echilibrat Rapid un pic și Umi în ultima perioadă, 3 victorii consecutive și un egal. Da, este și datorită, cred că am spus o simbioză între acest antrenor Iosif. No-name, să zic, la momentul respectiv, Iosif, care toată lumea nu-i dădea nicio șansă, dar eu îl felicit pe acest băiat și chiar am văzut că e bolnav, îi doresc în sănătoșire grabnică, da. A contactat virusul ăsta COVID și cred că a fost relația dintre el și jucători, jucătorii s-au descătușat un pic, au jucat și pentru el. Eu îl felicit pe această cale și îmi doresc să rămân alături de Grig acolo, să fac o treabă bună, să promovez. Bun. Se vorbește și de venirea lui Viorel Hizo, director tehnic lângă Grig. Pe Hizo îl cunoști bine. Ce părere ai de această revenire? Un om echilibrat, un om care se confundă cu istoria Rapidului și un om care își poate pune amprenta, așa că o experiență din afară. Da, un om care e tobă de fotbal și care poate ajuta. Și Umi, acum ca să ne amuzăm un pic, știu de un episod, e adevărat că atunci când erai jucător te-ai dus în camera tehnică a lui Hizo și ai șters un nume și te-ai pus pe tine în primul 11? Nu. Mi-a povestit un fost coleg de-al tău, nu-i dau numele. Știu cine putea să-ți povestească, dar nu e adevărat niciodată. Deci nu e adevărat. Nu, cum să fac așa ceva? Bine, adevărat că tu ziceai și la televizor lui Lucescu îi transmiteai că trebuie să fii titular, nu trebuia să faci de asta, ziceai direct. Păi da, dar n-aveam cum să intru, intram în camera, cum, aveam, cum se dublură la cheie sau ce făceam, intram în camera antrenorului sau cum? Nu, în vestiar. Nu, cum să-mi permit așa ceva? Unde? În vestiar, cică, unde scria echipa, primul 11. Niciodată, niciun antrenor care l-am avut eu la Rapid nu scrie echipa vreodată înainte și lăsa echipa scrisă acolo. Nici eu nu fac lucrul ăsta. Am înțeles. Niciodată. Bun, și Umi, îți doresc multă răutăți, te rog. Răutăți și mare. Pentru mine vorbesc golurile care le-am marcat la Rapid, corect. Nu altceva. Corect. Și acolo ai povești frumoase cu golul ăla, parcă cu Petrolul când a rămas în vincul mingea? Ca Brooklyn, nu mai cobora de acolo, nici nu se bucura lumea în tribună, nici nu știa că a fost gol, a rămas în sârmele alea. Cu Petrolul, nu? Cu Petrolul, da. Da. Bun, și Umi, îți mulțumim mult și îți doresc multă baftă. Și eu vă mulțumesc, emisiuni plăcute în continuare. Mulțumim, sănătate multă și Umi. Da, și Mudică simpatică întotdeauna. Da. Bun. La CFR Cluj încă nu se știe, se vorbește de Mutu, cum spunea și Șumudică. Uite, Șumudică își dorește să revină la CFR Cluj. E normal. De ce e normal? Că stau și mă gândesc, tu îți dai seama câți bani câștigă Șumudică în tot? Și eu cred, da, dar unii antrenori nu caută doar bani. Bine, el a și adunat ceva, că e plecat de câțiva. Este adevărat, dar unii antrenori chiar vor să facă și performanță, să simtă gustul trofeului, să se bată pentru trofeu. Meciuri europene, da, și e adevărat că la echipele pe unde a fost domnul Șumudică, nu a avut parte de... Adică a luat echipe nou promovate, echipe care erau în jos, în subsolul clasamentelor și a reușit prin talentul dumnealui și staff-ului, care are și un staff foarte bun, da, să facă performanțe, să aducă echipele acelea în topul campionatelor. Zim ce părere ai de situația asta unică și incredibilă de la Dinamo. Da, nu știu. E... Strigător la cer, din punctul meu de vedere. Încă o cacealmă, încă o țeapă. Încă una. Încă una, da. Pentru că au mai fost de-a lungul timpului. A mai fost și Rapidul cu Valeri Moraru. Rapidul. Piatra Neamț cu Masone. Da, fel și fel. Dar nu știu cum oamenii aceștia care vin și promis și astea nu sunt controlați înainte. Nu se face un, nu știu, adică o garanție. Bă, ok, vii și cumperi, dar adu bani în cont și după aia e ta. Am mai dat un exemplu și îl dau din nou pentru că mi se pare cel mai relevant. Gaddafi, dictatorul Libiei, a vrut să cumpere Manchester United în anii 90. Avea miliarde de dolari, miliarde peste miliarde și s-a făcut o comisie a forurilor de conducere din Premier League care i-au spus nu. Nu permitem ca Manchester United să fie vândută unui dictator. Dictator. Da. Sigur, nu e vorba pe ăștia, sunt niște da, nu e vorba, coate goale, nu comparăm cu mari dictatori ai istoriei, dar ar trebui făcută cumva o comisie și la noi din punctul și meu de vedere. Și la noi și plus de asta, cine a avut Dinamo înainte, domnul Negoiță, dacă da, era dumnealui, nu știu, trebuia să... Nu poți să dai așa, că ți-ai primit tu banii și după aia lași
Dacă păi și-a primit. Sau lumea vorbește în fotbal că ar fi posibil să-i făcut chestia asta tocmai ca să scape de pacient, să-l dea în brațe să moară al cuiva. A, înțeles, fără să încaseze exact. Nimic, să recupereze adică nimic. La modul, nu domne, nu am omorât eu Dinamo, uitați că au venit, asta. Exact. Ce părere ai? Posibil, ce să zic, e dureros pentru fotbalul românesc. Chiar dacă e Dinamo, chiar dacă nu contează ce echipă și... Nu e ok pentru noi ca și campionat, ca și fotbal, dacă o echipă de tradiție, ca și Dinamo, ajunge să fie în situația asta, uite, jos pălăria pentru domnul de la Botoșan, care își... Cine? Ține un buget echilibrat? Echilibrat. Echipa e sigură, știe, da? Așa e. Își știe posibilitățile financiare și este acolo tot timpul. Așa e. Hai la Sfântul vedem... Gheorghe la fel. Da. Bine, acolo e altă treabă să mai e altă treabă, e adevărat, da. De la tot este un echilibru și nu e așa mare tam-tam și nu e scandaluri și nu... La Dinamo... E adevărat. Hai să vedem ce părere are Gianni Chiriță despre situația de la Dinamo, după care revenim să comentăm. Cred că noi suntem cei mai tachinați la ora actuală, chiar dacă Rapidul este în Liga a doua, noi suntem cei mai tachinați. Mai suporți mult situația asta? Nu-ți vine să te duci tu cu suporterii, că ai mai luat de guler pe cineva. Acum niște spanioli ți-ar pica bine la mână? Acum nu e cazul, pentru că deja situația este foarte dificilă și trebuie să o rezolvăm într-un fel. Subiectul Dinamo, vedeți, de câțiva ani încoace, durează de foarte mult timp și, din păcate, în rău. Ai încredere în suporte? Pentru revenirea lui Dinamo, acolo unde e loc cu Gianni. Întrebați pe cei care conduc, care au actele, care dețin frâiele lui Dinamo la ora actuală. Pe mine degeaba mă întrebați, că știu la fel de mult ca și voi. Nu te mai surprinde că a capitulat și Cosmin Con? El a declarat că și el a fost păcălit, așa că asta e situația. Îți pare rău pentru el, sincer? Îmi pare, pentru că a venit să facă treabă la Dinamo și, din păcate, nu are cum. O rușine acest spaniol să joacă așa cu... Da, este o rușine la ora actuală. Aia e. Da, spune Gianni Chiriță că este o rușine la Dinamo. Dacă tot am avansat subiectul Dinamo, vreau să te întreb. Care a fost cel mai dificil adversar pe care tu l-ai avut în meciul cu Dinamo? Ți-amintești? Un jucător care să te enerveze rău de tot? Sincer, nu prea. Și... Păzicu, când l-am avut și Zicu, era, la vremea respectivă era chiar în formă, nu am avut probleme așa foarte mari cu... Adică te referi că nu ți-au pus probleme, că te descurcai singurul care... Și eram chiar pe vremea lui Dan Petrescu, așa. Când era antrenor... La sport. Ciprian Petre, dacă îl știți. Da. Mijloca stânga, prima repriză nu l-am prins deloc. Serio? Chiar m-a certat atunci la meciul la Dan Petrescu. A doua repriză mi-am revenit. Bine, și tu ai avut adversari, adică mi-au cam parcă pe Robinho l-ai ținut. Pe Robinho, dar cel mai grav pe Ben Arfa. Da? Cel mai greu, adică cel mai dificil? Cel mai dificil, n-am putut să-l prind. Serios? Da. Adică mai bun decât Robinho Ben Arfa? Da, pe Robinho mi-a fost frică de el, știam despre el tot ce trebuie și l-am visat noaptea și mi-am făcut în, în cap așa, mă pregătisem foarte bine și îmi făcusem un plan în cap la să la meciul Tur din Ghencea a jucat Saban. Da. Saban. Păi, am fost pe bancă și am văzut că... Am zis, Doamne, dacă joc... titiresc pe Saban. Da, Doamne, dacă joc, cum îl opresc pe ăsta? Și am jucat și mi-a reușit planul. Am stat foarte aproape de el. Nu l-am lăsat să primească, să se întoarcă în față. În seara, ce nivel ați jucat? Da. Jucați cu Real Madrid și vă bătea cum necum greu Realul. La acasă ne-a bătut 4-1, parcă. Da, 4-1. Destul de lejer. Care, erau diferențe care ți-a părut cel mai mare fotbalist de pe teren de acolo? Că erau toți grei. Beckham, parcă... Era și Beckham, era și Robinho și Ronaldo, brazilianul la un moment dat. Care ți-a părut cel mai fotbalist așa în teren? Raul. Ei Raul a fost Gonzalez. Idolul meu, da. A fost idolul tău? Da. Și a ajuns să joci împotriva lui? Da. Ce-ai simțit în momentul în care erați acolo pe tunel să intrați? Nu, mamă, nu mă gândeam la sentimentele alea, nu. Chiar nu, am fost foarte relaxat la meciul ăla. Chiar nu, și chiar mi-a ieșit. A fost unul dintre cele mai bune meciuri, ținând cont de adversar. I-ai cerut tricoul, ți l-a dat? Da. Deci ai tricoul Raul acasă? Da. Frumos. Și el crezi că îl mai are pe al tău? Nu știu. Important că l-am eu pe aia. Corect, pe lui. Corect. Restul, la câte tricouri are el, e greu să îl țină pe al meu. Cu ce antrenor te-ai înțeles cel mai bine în cariera ta? Sau care te-a potențat cel mai bine? Păi sunt mulți. Adică dacă ar fi, cu toți care am cu lucrat... Cu care crezi că ai performat tu cel mai bine? Cel mai bun fotbal al tău? Păi și perioada cu sportul. Pot să zic că a fost o perioadă foarte bună pentru mine, când după turul cu Dan Petrescu, returul cu Gigi Mulțescu, când ne-am bătut la campionat toată echipa sportului studențesc, am avut un retur senzațional. Și
chiar nu ne era frică și nu ne temeam de niciun adversar. Așa, după aia la Timișoara, iarăși cu Dușan Urin, la fel am avut o perioadă foarte bună. La Steaua am avut o perioadă bună cu domnul Olăruiu. Mai peste tot. Dar cu ce? Nu te, hai să-mi spun că te-ai certat sau nu te-ai certat. Dar nu cu cine n-ai fost compatibil? Cu domnul Sabău? Da, cred că cu domnul Sabău nu am fost foarte comun. Nu că nu așa, probabil că nu i-a plăcut stilul meu de... Nu te-ai jucat sau critica stilul tău de joc? Nu, cred că nu îi plăcea cum joc, probabil. Dar ție-ți plăcea metoda lui de antrenat? Că știi cum e. Așa, nu pot să zic. Îmi plac antrenorii care nu sunt foarte rigizi și impun traseele de joc. E foarte greu într-un meci să-ți iasă traseul. A, deci Neluțu e genul care impune traseul de joc. Care încearcă... Adică spune cumva vrea să te pună cu mâna unde să duci mingea. Da, unde să dai mingea și... Și nu e prefer... complicat? Ba da, pentru că în antrenament e una și în timpul meciului cu totul alte situațiile și e foarte greu să... faci traseul de joc care l-ai pregătit la antrenament. Dar e vocal pe margine? Adică comentează, țipă? Nu. Să știți că e un tip foarte liniștit și foarte echilibrat. Nu, jură, nu știți dumneavoastră da. Prin prisma religiei. Da. Dar, na. Ne spui că n-ai fost tu compatibil cu el ca stil. Ca stil, da. Dar așa n-am nicio problemă. Adică m-am înțeles bine. Discuții normale. Nimic. Ieși din comun. Nu sunt un tip care caut cearta. A, nu, Doamne ferește, dar stai un pic, e o diferență între a face scandal cu un antrenor și a nu fi compatibil. De obicei, când nu joci și când nu vezi că ești în schema titularilor, să zic așa, jucătorii încep să aibă reacții dintre astea mai nervoase, mai... Și, nu zic, am avut și eu la un moment dat cu domnul Sabău. Cu cine ai avut? Cu domnul Dușan Urin. Cu Dușan Urin? Păi ai zis că te-ai înțeles bine cu el. M-am înțeles... din punct de vedere al jocului și a fost un episod, să zic așa. Eu chiar sunt curios că îl știu pe Dușan bine și e foarte calm. Adică este foarte calm și eu sunt la fel de calm, dar la un moment dat... Cu ce te-ai enervat? Mi se pusese mie pata că nu jucam, nu știu, la ce meciuri și simțeam eu că merit să joc și m-am enervat la antrenament și nu știu, am dat în mine sau nu știu ce am făcut, ceva de genul ăsta și am început să schimbăm. Dumnealui în cehă, eu în România. A, da? Da, bine, nu am mai permis să înjur sau ceva de genul ăsta. Da, crezi că el te înjura după ton așa în cehă? Da, nu știu, avea el o vorbă, pârdele sau ceva de genul, nu știu ce înseamnă pârdele. O să-l întrebăm, o să-l stăm pe Dușan. Da, așa nu, per totalul foarte... Și acum a fost antrenor la Gazmetan și ți-am zis că sunt prieten foarte bun cu Bogdan Pătrașcu și el a fost secundul lui și chiar i-am spus să-l salut din partea mea pe Dușan. Nu, e un antrenor cu care m-am înțeles și chiar mi-a plăcut stilul lui, foarte ofensiv, foarte, adică, uite, a fost pe placul meu. La Dinamo n-a reușit. Bine, acolo e situație, zona crepusculară la Dinamo. Sunt câteva echipe unde e greu să fie antrenor. Adică trebuie mai mult decât cunoștințe tactice și despre fotbal. Trebuie să managerezi totul și... cu conducerea și cu suporterii și cu jucătorii sunt mult mai multe. Cum, de altfel, uite, că îmi spui de Grigore că e antrenor Rapid, el într-adevăr este un om foarte echilibrat și foarte serios și profesionist, dar Rapid este un club greu. Este un club greu și e greu de un controlat. Un club la care fost și tu la un pas să ajungi de mai multe ori. Da. Păi hai să luăm cu povestea cunoscută de toată lumea, celebra telenovelă în care tu erai între Steaua și Rapid, uite așa, și nu, se luptau pe tine. Practic eram la Rapid, la pachet așa. Cu Mazilu și cu Lazar. Așa, a durat totul, cred că vreo lună discuția. Da, a durat pentru ceva. Că... În 2007? 2007. 2006-2007. Da. Așa? Domnul Copos a dat o declarație prin ziar precum că n-am masă musculară. Da. Dar strategia dumnealui era să mai scadă din prețul cerut de domnul Șiman pe noi trei. Așa. Pe mine m-a deranjat lucrul ăsta că toată lumea știe că Lazar e la fel ca și mine. De slab. De slab și cu masa musculară, dar până la urmă știți cum e, Sergiu Radu, sunt multe normal, exemple care... Și Nicolae Grigore n-a fost niciodată în masă și are 500 de. Era doar o strategie a domnului Copo să mai scadă din preț. Da. Pe mine m-a deranjat. Te-ai simțit jignit? Nu jignit, dar... Nu știu, putea să caute altă formă și nu să dea într-un jucător că n-are masă musculară. Care oricum trebuia să vină la el după. Da, adică... Bun, și Șiman ce ți-a zis după declarația asta al Copos? Ce să-mi zică?
copile, alegerea ta, dacă vrei să te duci, omul te vrea, a fost o declarație, știu de ce a declarat, mi-a și zis, el, domnul Șeman, mi-a zis motivul că vrea să mai cadă din preț și mi-a și confirmat și că stai liniștit, că chiar dacă nu te duci, o să iau aceiași bani decât pe 2 jucători, nu pe 3. A, deci alegerea ta a fost o mai... Alegerea mea, da. Și ai făcut chestia asta tocmai pentru că te-ai simțit jignit de declarația lui Copos. Incredibil. Înseamnă că n-are nevoie de mine. Dacă mi-a zis că n-am masă musculară... Ai fost orgolios. Orgolios, dar dacă un om îți zice că n-ai masă musculară și că nu poți face performanțe, bănuiesc că la asta se referea, da. Înseamnă că nu te vrea. Cu adevărat. Ai vorbit cu Copos după aia? După ce nu, m-au sunat, m-au sunat domnul, nu știu cine era atunci președinte. Zota Vamă? Cred că Vamă era. Dinu Gheorghe, așa? Mă sunau, eu trebuia să semnez contractul, eram în birou la Oli să semnez contractul și mă sunau de la Rapid să... A, da? Da, dar nu a fost chiar. Deci a fost doar scene de film. Da, pentru că a fost doar o tactică să mai scadă prețul, v-am spus. Restul i-au continuat să... A, și pe aia când și-au dat seama, stai că ăsta nu mai vine, nu vine și la Steaua, Olu, ce facem, nu? Da. Și le-ai răspuns când era el la Olimpia? Sigur. Și ce le-ai spus și lui, uite cum sună așa. Le-a spus, nu se mai poate acum. Le-ai zis, sunt în birou, colăruiu să semnez? Da, deja m-am spus că eu m-am înțeles cu Steaua. Asta e. Da. Și nu-mi pare rău. Nu-ți pare rău, nu regres că n-ai ajuns la Rapid. Deloc. Dar echipa ta de suflet în copilărie... În copilărie, acum... Acum poți să zici. Păi nu că poți să zici, dar și înainte. Așa. În copilărie eram cu un prieten, el ținea cu Dinamo, eu țineam cu Steaua. A, deci ai ajuns la echipa copilăriei tale. Da, vă spun sincer că în perioada aceea când jucam fotbal, chiar nu țineam cont de acest aspect. Adică... Adică erai profesionist 100%, indiferent de echipă. Știți că au mai fost jucători care, mamă, eu de mic doream... Nu, exclus. Nu am zis și nu voi zice. Adică acum, acum zic este și recunosc. Acum, dacă joacă Steaua cu Rapid, logică țin cu Steaua. Dacă joacă cu Dinamo, țin cu Steaua. Da. Dacă joacă cu Sportul, țin cu Sportul. A, da? Da. Dar dacă joacă Steaua cu CSA, Steaua cu FCSB? Vezi ce întrebări pui. Am zis să mai încerc să te mai încerc primul ceva. Pic. Da, nu, glumesc. Să răspund la întrebarea Bine, asta. Bine, nu răspunde. Da. Cu ce patron te-ai înțeles cel mai bine dintre toți cu care ai lucrat? Pentru că ai lucrat cu Gigi Becali, cu Șiman, cu Marian Iancu. Cu toți. N-am Dar avut care probleme. A fost cel pe care l-ai simțit tu cel mai aproape așa de sufletul tău, să zic? Cu patronii interacționez mult mai puțin decât cu antrenorii sau cu cei din conducere, cu președintele, cu... Cu Șiman, pot să zic că m-am înțeles. Cu Șiman, bine, ai stat și cel mai mult la sport. Cel mai mult la sport și mi-a dat sfaturi utile. Da. Am fost mult mai apropiat că domnul Șiman se implica, chiar se implica în... Eram și tineri atunci toți și încerca să ne ajute. Ai avea grijă de voi. Mă rog, după aia vă mai și ardea la contracte. Na, ce să zic. Tot respectul pentru că domnul Șiman a avut răbdare cu toți dintre noi. Că nu pot să zic că eu când am venit la sport, am fost wow. Nu. Da. Am avut meciuri mai slabe, perioade mai slabe și a avut răbdare. Nu ne-a... Dacă eram la o echipă mare, nu mi-acorda șanse... N șanse ca să prind încredere în mine și să mă rodez ca și fotbalist, sincer. Mm-hmm. Și din punctul ăsta de vedere l-am apreciat tot timpul. Chiar dacă au mai fost bani pierdezi. Lipsă și așa, dar se compensează una cu alta. Adică pentru mine contează mult și omul, nu doar. Legat de bancă, ziceai de bani, la ce echipă ai câștigat cel mai mare salariu din cariera ta? La Timișoara. La Timișoara? Poți să-mi spui cât? 10.000 de euro pe lună. 10.000 de euro pe lună. Și la Steaua cât aveai? 7. 7. Așa puțin? Eram așa era pe atunci, nu prea de Gigi Becali chiar atât de mulți bani parcă. De atunci începuse, după... Începuse să crească un pic. Da. Cred că după sezonul 2005-2006, de fapt, începuse să investească mai mult când a văzut unde poate ajunge echipa. Da, echipă. Pentru că a început să le mărească salariul la toți. Din ce știam cât am fost eu acolo. Dar înțeleg că la Timișoara erau și prime foarte mari de joc. Erau, da. Adică se ajungea și la 1.000 de euro pentru o victorie. Se făceau calupuri la 4 meciuri. La 4 meciuri, deci adunai 4 victorii consecutive, luai o sumă, nu știu cât. 20.000 de euro. A, foarte mult. Da. Păi 4 meciuri înseamnă o lună de salariu, nu? O lună. 4 meciuri o lună înseamnă că îți dubla salariu, practic. Da. Bine. Și ai reușit? Ați reușit să adunați? De două ori, da. De două ori. Odată i-am luat, odată nu i-am luat. De ce nu i-ați luat? Nu i-am mai dat. A început să fie problemele cu banii. Păi, dar stai un pic cum se făceau, că am auzit chestia asta, că vorbeam și de primele de la CFR, îmi spunea un om din fotbal, credeți voi că astea sunt trecute, asta vi le promit din gură și vi le dau doar dacă vor ei. Așa se făcea și atunci? A, deci nu era nimic scris. La prime nu. Am înțeles.
Bun, am cam ajuns la final, trebuie să terminăm un pic mai devreme astăzi. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptăm. Sper să mai vii. Ori de liber mă invitați. Ne zici și FCSB sau CSEA cu cine ții. Da, dacă pot și sunt liber, cu cea mai mare plăcere. Bun. Da, asta a fost pentru astăzi. Nu uitați să intrați pe prosport.ro pentru că decernăm premiile ProSport pentru fotbalistul român al anului, fotbalistul străin din România, cel mai bun antrenor și cel mai bun sportiv. Intrați pe prosport.ro să votați, votul vostru contează, veți vota alături de redactorii ProSport, dar și oamenii de sport din România și la finalul lunii vom vedea cine sunt câștigătorii. Ne revedem mâine dimineață la ora 10 la ProSport. Să aveți o zi frumoasă!